Inspirat de faptul că Vaideeniul își consolidează tot mai mult statutul de stațiune turistică obținut în urmă cu mai bine de un an, dar și de peisajele și tradițiile locale deosebite, Bogdan, un tânăr cu dizabilități originar de pe aceste meleaguri, a realizat acest resort de tip glamping împreună cu fratele său și încă un prieten, cu banii pe care i-au câștigat muncind mai mulți ani în Marea Britanie. Nu e un concept în România prea dezvoltat în clipa de față și am ajuns la el să-l facem datorită faptului că n-am mai primit fonduri europene pentru ceea ce ne doream noi să facem, adică o pensiune. Din ce în ce mai mulți oameni iubesc natura și o apreciază, au ajuns să o aprecieze și chiar surprinzător, nu, acest concept devine din ce în ce mai căutat. Dezvoltat ca un mix de rustic și modern, resortul are facilități unice în România, fiind singurul din țară la ora actuală care oferă tuturor posibilitatea de a se bucura de natură și de experiențele pe care le oferă aceasta, indiferent de abilitățile fizice. Eu, fiind o persoană cu dizabilități, am accesul foarte limitat în România la resorturi turistice, inclusiv pensiuni, hoteluri. Accesibilizarea e zero în România. Și așa că ne-am gândit să oferim o alternativă și pentru persoane ca mine. Turiștii care ajung în zonă au astfel posibilitatea să petreacă timp în aer liber, făcând drumeții sau alte activități relaxante, dar și să încerce din preparatele culinare tradiționale ale zonei, una în care bucătăria ciobănească ocupă un loc de cinste. Avem câțiva fazani în zonă, sunt chiar și două, trei căprioare, deci cel mai mult pentru natură și pentru liniște vine toată lumea. E perioada fructelor, oricine poate să adune de aici prune, mure și alte fructe de pădure. O dată pe săptămână aici, în glamping, eu împreună cu o instructoare de yoga organizăm sesiuni de yoga pentru copii și adulți. Glampingul este deschis doar în sezonul estival, de la sfârșitul primăverii și până la mijlocul toamnei.